Deci ce s-a întâmplat? Stați așa o leapă. Haideți mai în corp și aici și dați cu fața la mână. Aolea, da. Și ce s-a întâmplat? Ce? O luat foc la sobă. La sobă? Da. Aseară la ora 6 jumate, cam așa, 7, nu avea foc în sobă. Așa? Și vecinul a venit la telefon și a zis că, dar miroasa funii așa, ars, parfum parcă. Și apoi au mers la ușă, la el acolo, s-au uitat pe geam, el dormea, foc în plită, nu s-au văzut. Și acolo dimineață, la ora 2:30, 3, cam așa, era așa, nu m-am uitat la ceas, apoi am strigat vecinul, hai că ia, arde, ia să fum. M-am dus că n-am spart geamurile și ca să intrăm, nu putea intra. Și l-am tras pe geam, l-am tras pe moșuchiță, l-am tras afară pe geam. Și-a pus în ograda aici, joci, mi-a dus că tot am anunțat, lui stăm cu gălesă, cu apă. Tot am dat, da, oricum poperia, m-am întărăbuit poperia. Bătrânul era mort. Da, când l-am tras noi, l-am pus pe iarbă jos, i-am dat, era mort. A Ioan este Nicolae. Da. Azi nu se vede nimic, azi se vede negru, dacă vreți să vorbiți cu dumneavoastră, să vorbiți.
cum a fost intervenția? Ce a fost în fața locului? Detașamentul de pompieri poliției a solicitat să intervină la un incendiu la o casă de locuit. S-a intervenit cu două auto speciale. Se lucrează, focul este localizat, lichidat. Cum era focul când ați ajuns aici? La sosirea echipajelor, casa era cuprinsă în totalitate, acoperișul ardea. Jumătate din acoperiș era prăbușit peste planșeul clădirii de locuit. Era și o persoană, am înțeles? Din câte am înțeles, proprietarul era în casă, l-au scos vecinii și l-a preluat un echipaj la serviciu de ambulanță. Nu știu sigur, din cât i se aude, se pare că a decedat. Numele și funcția. Numele și funcția. Sunt șeful gărzii de intervenție, plutonier major Luntrașu. Șeful gărzii de intervenție, plutonier major Luntrașu. Cum? Vasile. Mulțumim. Mulțumim, doamna. Cred că sunt eu de aici, din sat, de asta punctez de mine.